O structură importantă pentru forțe navale române o reprezintă secția meteorologie, care are în compunere două centre. Am fost prezenți la Centrul Meteorologic de la Tuzla pentru a afla care sunt principalele misiuni ale acestei unități și cât de importantă este activitatea colegilor noștri. Are în compunere două centre meteorologice, Centrul de Meteorologie Aeronautică, unde vă aflați acum, și Centrul de Meteorologie Marină din cadrul componentei operaționale navale de pe locația Ovidiu. Pentru cei care nu cunosc, spuneți-ne câteva cuvinte despre misiunile principale pe care le executați dumneavoastră. Rolul nostru este de a furniza cu date de meteorologie aeronautică și meteorologie marină, respectând principiile supleții și acurateții datelor, atât pentru partenerii naționali, partenerii militari naționali, atât pentru statul major al forțelor navale, cât și pentru ceilalți operatori cu care statul major al forțelor navale are parteneriate, respectiv SMFA-ul, SMFN-ul și ceilalți. Suntem în strânsă colaborare cu Administrația Națională de Meteorologie, cu Romața. Datele noastre sunt esențiale în procesul de planificare a misiunilor. Pentru sporirea asistenței decizionale atunci când avem misiuni planificate în cele trei medii de operare, adică aerian, terestru și maritim fluvial, cât și pentru asigurarea siguranței și securității zborului din punct de vedere meteorologic. Pentru că ați vorbit de această structură, am înțeles că secțiunea din structurile fericite care aveți o încadrare de personal corespunzătoare, să zicem așa. Ce ne puteți spune despre gradul de profesionalizare al oamenilor din structura dumneavoastră? Cât de pregătiți și cât de profesioniști sunt ei? Mulțumesc pentru întrebare, anticipam această întrebare. Cred că sunt unul dintre cei mai fericiți în sensul că tot personalul pentru a încadra această structură trebuie să aibă în portofoliul lui, în background-ul inițial, trebuie să aibă o pregătire de specialitate. Respectiv să fie absolvent de meteorologie aeronautică sau de facultate de fizică și nu în cele din urmă trebuie să fi urmat un curs de meteorologie la una dintre structurile naționale, respectiv unica structură națională care validează și echivalează și apreciază ca fiind o informație de calitate în armata română, este Autoritatea Aeronautică Militară Națională. Ea ne dă dreptul de a profesa în această frumoasă meserie. Vom reveni cu prezentarea de obiective și unități militare din cadrul forțelor navale pe parcursul edițiilor viitoare ale emisiunii noastre.